Înțelegi? Păi, deja mi-a dat răspuns. Răjală, se duce deja, cu Florin. Deja mi-a... Păi... Of, Doamne, că sunt tare supărat că Larisa m-a lăsat și a ajuns cu Florin în pat. Oh, chiar te pricep. A ajuns cu Florin. Bă, tu și Sorin, sunteți... Vă glumesc. Eu, sincer, vă zic sincer, nu-i dau nicio șansă lui Florin. Nicio, absolut. Nicio zero, șansă. Zero. Eu încerc să văd cum crede el, știi că merg lucrurile, da. Dar e chiar nu se potrivesc. No, no. Dacă a vrut bărbat matur... Nu, no, dar eu nu zic de ea, zic de reacția ei. Se potrivea mult mai eu mult. Eu zic de reacția ei, eu numai cât am întrebat-o de el. Și atâta timp cât e aici, el în casă, aici în casă, aici în București, aici pe planetă, Florin n-are nicio șansă. Da. Deci doar dacă moare. Dar în fine, și dacă chestia asta, dacă Ionuț moare, atunci poate să aibă șansă. Încercați. Da, mă, dar știi Doamne, că... nu vreau să mă iubim de loc. Dacă Larisa ocupă, poate intră iubirea veței mele și bă, stă la știi care e faza? Eu cred așa că suntem toți într-o casă, dacă toți am fi afară, nu știu dacă Larisa ar mai gândi așa, părerea mea sinceră. Eu cred că afară s-ar potrivi de 1000 de ori mai mult cu Ionuț decât aici. Nu ne-am înțeles. Nu, am zis că acum e așa că între ei doi, că au fost mult timp împreună și așa, și că suntem în aceeași casă și e greu să vezi pe cineva cu altcineva, știi? Uh-huh. Chiar băi, dacă... ascultă-mă, da. Dar afară, da, clar, poate că... să intervine imediat alt bărbat. Da. Dar și afară... Că afară nu mă refer la asta, că nu vă vedeți așa des. Dar s-ar putea să fie și invers cu Moise Emanuel, că nu, știi? Da, eu zic că și afară și fără mine... Da, dar și Emanuel cu Andreea la fel, nu-i că Andreea stă la doi pași. N-ar să vadă nici ei așa de... Băi, știți care e treaba? Eu cu Andrei am vorbit și am zis așa, eu vreau să-i cunosc părinții, ea vrea să-mi cunoască părinții mei și vrem cumva să ajungem la un punct comun, să zicem că dacă ar fi să ne mutăm împreună, cum ar fi? Eu chiar m-aș muta, mă crezi? Deci jur, Cristian, eu mai stat cu, niciodată. Și întrebasem înainte cu Florin, ați mai trăit? Că aș vrea să văd gen... Cum nu, e, nu, cu cum... cineva, tu ai stat vreodată singur. Nu. Da, ai stat vreodată cu o iubit. Știu că e greu, e nu, greu, dar oricum, vezi că obiceiul la unul poate nu-i plac la celălalt. Poate tu ești unul care da, uite, strag apa. Da, da, da. Înțeles? Nu, dar știi, mi-a chestii de mici. Nu mă bazez. Dar oricum fac diferența. Detalii, da. Auzi, relații, așa se stric imediat, din prima. Deci da, așteaptă. Tu ai stat, singur n-ai stat, da? Nu. Dacă o fată ai stat? Da, acum. Să stați, să locuiți împreună. Da, mi-ar plăcea. Da, da, uite, deja. Simt că am focul ăsta în mine. Dacă stai singur, poți stai și cu o fată. Adică ești mai responsabil, înțelegi? Da, dar simt oricum că... Știi că simt nevoia și că îmi doresc chestia asta pentru că sunt sigur că chestia asta m-ar maturiza și mai mult, adică aș deveni independent, poate a ține mult mai mult de bani, pentru că eu sunt foarte cheltuitor și sigur aș avea niște responsabilități, aș fi mai responsabil și, nu știu, mi-ar fi drag să stau cu ea, știi? La Ionuș, la Larisa, cum a fost când a fost? Că el vorbea cu Kinga și a avut clinciurile alea și în gală când a primit premiul de favorit, a fost pus să-și aleagă o fată care să meargă la date. Uh-huh. Și a fost ea. Larisa, atunci s-a întâmplat, practic. Păi se vedea, s-a văzut clar că asta a fost primul lor contact mai apropiat la date. Înțelegi? Pentru că eram puși în situația în care ce facem. Se vedea pe expresia fețelor. Asta am văzut eu. Poate greșesc. Voi știți mai bine. Dar m-am uitat și la secvențele astea. Adică de când am venit și am fost acasă, chiar dacă nu am dat atenție mare înainte, m-am uitat chiar pe subiectul ăsta și mi-am dat seama că există și a existat ceva mai mult decât șicanările astea, știi? Ia-mă, lasă-mă, ia-mă, lasă-mă. Mi-am dat seama că Andrei e mai mult decât exprimă ei. Dar tu poți să schimbi percepția dar nu, eu n-am venit focusat pe chestia asta, să schimb pe cineva, nu, să schimb pe el sau să aibă altă... Nu, da. Uite, ea, gen... Cu concepția asta, să îndrepți atenția spre tine, că ești ideea bărbat. Ideea e că ea a spus că ea nu s-ar mai apropia, înțelegi? Pentru că între ei doi, oricât de mare ar fi această iubire, nu funcționează. Și tu poți să încerci, adică n-ai nimic de pierdut, frate. Și da, ai venit, știi? Și am realizat de ce mi-a cerut la început, când avea ochelare pe ori, necunoscusem fizic, da? Insista sau a pus accent pe vizita asta între ea și Ionuț, că dacă aș mai veni pe la noi până casă, mă deranjează dacă mai stau de vorbă cu Ionuț sau nu. Zic, bă, nu mă deranjează. Păi ea vor să rămână prieteni. Da, nu mă deranjează. Și eu am avut relații open, gen de-astea de după relații, am mai ținut legătura, am vorbit, pentru că eu niciodată nu m-am certat cu fostele mele iubite, la modul că, gata, nu mai vorbim, nu mai vedem. Știi? Am fost supărat o perioadă, am avut eu ofensările mele, dar am mers mai departe. Da. Și o înțeleg, doar că știu că la un moment dat o să fie o poziție. Când o să ne apropiem mai mult decât să așteaptă ea, sau și eu poate,
o să existe un pic de gelozie, o să existe. O să existe, dar până acolo... Până acolo are ocazia să știe gândește-te, dacă... Gândește-te că și dacă o să vă apropiați voi doi mai mult, poate nu să mai vorbească atât de mult. Exact, nu asta înțeles. Are ocazia păi să normal. Focuseze pe... Da, depinde, exact. Depinde și unde o duci tu, cu gândirea, cu... Sunt de acord, sunt de acord, sunt de acord cu treaba asta. Dar nici eu nu aș vrea să fiu călcat în picioare, pentru că nu suport treaba asta. Depinde și de tine. Voi pe cine ați vota în gală, în situația de acum? Bă, aia, Iurea, ce întrebare de nasol. Păcate pe... Știu, de asta am și pus-o. Pe Cristian, fată. Mamă, nu l-aș vota pe el. Nici eu nu l-aș vota pe Cristian. Și pe cine vreți să votam? Nu știu. Să votam, os. Fată, pentru dacă că... ție îți place de concurentul nou, pe Ionuț. De ce să votați pe Ionuț? Florin are din asta, fată. Oricum, Ionuț nu pleacă. Are imunitate, Florin, acum. Gala asta. Păi eu știu, dar zic în sens că așa. Păi eu nu pot să dau Cristian o chestie. Când el poate, na, mai cunoaște o fată, mai una alta, când nu se gândește doar la tine. Adică... Că poate vine o fată și îi place și lui. Păi trebuie să plece o fată. Păi de fată luăm una, o spălăm aici în labor și o alungăm de casă. Eu ce râde să vină o fată pentru Ionuț. Ce mai sunt fată, suntem trei, pe una o prindem. Corect. Wow. Păi ne dăm topurile jos? Poate nu. Eu zic că urmează să plece Raluca. O sta destul în casă. Nu cred că băieții sunt. Pe cine credeți că votează băieții? Pe Diana? Nu, pe Raluca. Pe Raluca, poate. Da, uite, ei ce e cu Bianca. Bianca. Să zicem. Da, pe Raluca. Nu, îi Diana în față, să zicem. Din băieți. Sau Raluca. Sau Raluca. Și din băieți cine? Kinga din băieți. Kinga. Fata, mi-e așa de rău, îmi pare că nu... Acum mi-a lăsat mă. Fetelor, eu vreau să fie, vă rugăm frumos, gala asta, să fie, să putem vota noi fetele și băieții, pe băieți. De fapt, și cine ai votat? Pe Raluca? Pe Raluca, logic. Da, dar de noi ce să vrem trei de ele patru și o să dea în cine? Da, în mine. În mine sau în tine? Nu, atunci nu. Nu, am glumit. Am fost o glumă. Tot facem o glumă. Da, aici casa îți fac foarte multe glumite, glume, știți, da, nu? Da, e casa iubirii glumă. Casa iubirii glumă. Nu, gluma casa iubirii, fată. Gluma, așa. Da. De cine, fată? Nu știu, prea greu. Știți ce am putea să facem? Ele oricum o să voteze, o să fie ele patru. Și o să am voteze putea, nu, noi trei să votăm trei băieți diferiți. Știți ce zic? Eu pe Cristian, da. Noi trebuie să fim, să avem voturile diferite, da, diferite. Dacă tot ele fac strategia, Iurea, de ce să luăm și să tragem pe băieți dacă ele sunt așa? Da. O să fim și noi mai iubite. Mm-hmm. Eu Cristian. Ok. Și păi, eu și ele pe cine crezi că o să voteze? A, pe Manuel, normal. Pe Manu sau Alin. Pe Manu sau Alin o să voteze. Pe cine să voteze. Oricum, exact. Manu nu știa că ce să-l voteze, că niciunul nu cred. Place acolo. Nu cred. De ce? Că Diana o să susțină societare că ea vrea să-l cunoască pe Alin. Ai, fată, pe Cristian. Fată, m-am săturat de așa ceva. Fată, nu. Ce e asta? Nu mi-a plăcut de el deloc. Așa o să facă, că acum... N-ai că-s curioasă. Dar ele vor băieți noi toată ziua, țipă acolo, băieți noi, băieți noi. Credeți că pleacă fata acum? Au plecat doi băieți până acum. Nu știu, dar sincer, acum îmi plac de toți băieții. În afară de Sorin, clar. Nu, dar așa, știi, ca idee. Da. O să vină fetul pentru ei. Să ne cuplăm toți. Dar cine mai este singur? Cristian? Și? Florin? Și Ionuț. Și Ionuț. Nu, pe Ionuț nu vreau încă fetelor. Ce, să plece? Da. Nu, niciodată nu să plece. Acum pleacă, că eu nu ți-i votat, Doamne ajută. Nu. Să votați la 1206 Ionuț, vă rog, să nu plece. Și Emanuel, vă rog, în cazul în care o să fie în față. Vă rog! Alin, deja am cerut pe Instagram să votați. Deci, oameni, pe bărbații hiene să-i votați la 1206. Pe hienele noastre. Și pe Raluca la 1207, cum o zis Ionuț, vă rog. Radu, vine aici. Vine aici că facem meeting cu Alin acum, să ne zică ce a făcut cu Bianca. Ce ai făcut cu Bianca? De la bine în sus. Da? Nu, am vorbit cu ea cu... Asta e părerea lui. Cu chestiile astea... Eu cred că Alina a dormit lângă ea. Știți cât i-a luat să adormă? Știu ce ai făcut din colo, mă? S-a trezit... A trecut o mașină... Da, nu, am vorbit cu ea de azi dimineață de ce era supărată și așa și...
Mi-a zis că unele persoane sunt altfel afară și când vine aici să vadă cineva. Cine? Bine, argumentează. A? Păi zi, oricum o să se vadă. O zi și de Diana, parcă, și de... Dacă o zici... Ce? Nu, dar zic, dacă zici o fată care stau în același hotel. Da, au zis că... Lăsați-le să vorbească, că el oricum vorbește în rate. Eu sunt curios, eu mor când vorbește ăsta sau așa. Păi te văd. Da, se referea că gen... Cine a zis? A vorbit cu Nicoleta, parcă, și a zis că a dormit foarte mult, nu știu ce, și din astea, că are energie și când a venit aici, gen, ni s-a dus energia, nu mai avea, adică... Nici n-a urmă. Cum adică? Ar trebui să fie invers. Nu e fiind. Eu dorm 5 ore, vin aici, o văd pe fata asta gata, energizat. Cum adică? Ia, trebuie să-mi dea energia. Da, exact, să zici că ești cafeaua mea. Exact. Nu știu. Vorbește cu litere mici asta. Aline, vorbește cu litere mici. Ceva. Nu are volum pe mine. Vorbește și tu cu litere mari, că n-auzi. Hai să facem ca volumul. Băi, era unul la noi. Și se zicea că are două viteze, încet și deloc. Vorbește încet.